Hello guys! Bine ați venit pe canalul meu Zumi. Astăzi este o zi mult mai specială. Este un video mai special și este ziua de Valentine's Day. Și acum ce facem? Ne pregătim, suntem noi frumoase, la la la, mai dăm acolo cu un parfumel, la la la, să mirosim bine. Oh. Formidabil, pur și simplu. Și acum să vă zic și eu așa puțin ce se va întâmpla astăzi și de ce fac eu video de Valentine's Day. Probabil vă întrebați, ce ai făcut cumva relații, Zumi? Ai avut relații până acum? Care a fost povestea? De ce? Ce s-a întâmplat în acest video și tot așa? Well, da. Am o relație și o să vin acum în cadru, iubitul meu. Dar, înainte de toate, vreau vă rog frumos, nu vă îndrăgostiți de el prea mult, ok? Vino cu Hai. El este Bob. Bob este iubitul meu. După cum puteți să observați, s-a și aranjat pentru această zi minunată. Și-a pus dravată, fundiță. Mulțumesc foarte mult. Și Bob o să stea momentan la mine în brațe, că da, scaunul nu este prea stabil pentru el. E mai skinny decât mie, după cum puteți observa, dar ce să facem? Bun, acum fără glume, gen, nu am relații. Ideea este că vreau de Valentine's Day să facem ceva ce în general nu am făcut niciodată de Valentine's Day. Și adică să ne răsfățăm ca femeile. Să ne imaginăm că Bob, acest bărbat minunat, îmi oferă și mie un trandafir. Îmi dă și mie niște bomboane, îmi dă și mie ceva de mâncare foarte frumos, nu neapărat să-mi dea, dar așa ca ce gata, să mă pupe, să mă la la la. Bun, și care este faza? Având în vedere că eu până acum, în toți anii ăștia, cred că am avut doar o relație în care s-a nimerit să fie și de Valentine's Day. Și nu mi-aduc aminte dacă am apucat să ne vedem de Valentine's Day, mi-a dat un buchet de trandafiri, sau dacă asta era de ziua mea, sau s-a întâmplat ceva și nu am putut să ne întâlnim de Valentine's Day. Dar ideea este că eu nu prea am amintiri. Eu nu mi-aduc aminte să fi avut vreo experiență amoroasă, romantică de Valentine's Day, cum ar trebui să aibă marea majoritatea cuplurilor în această zi. Așa că o să ne facem noi această zi minunată și romantică. După cum puteți să observați, am și aranjat să fiu o domnișoară extraordinară și o să avem câteva trasee, pentru că până la urmă, dacă nu avem iubiți, nu este nicio problemă. Mă, ne răsfățăm și singure. So, o să-l uităm frumos pe Bob. Mua, Bob. Așa. Și o să trebuiască să mergem la un magazin special dedicat cu ciocolățele și fix lângă mine este un magazin foarte drăguț care, din întâmplare, ieri când m-am dus să-mi iau ceva de mâncare, am văzut că au și gen ciocolățele special făcute pentru Valentine's Day. Și acum o să mergem frumos, o să alegem câteva și o să ne răsfățăm la final cu fiecare în parte. Și de asemenea am uitat să vă arăt acest fit minunat, având în vedere că nu sunt la Iași și suntem la București, o să trebuiască să ne limităm în hainele surorii mele, adică asta și cu asta, și în pantalonii mei și soțele mele albe. So, așa o să mergem ca să fim frumoase și... Cine s-ar fi gândit, spre exemplu, dacă eu mă duc acum la magazinul de bomboane și o să iau eu ca femeie ciocolată de Valentine's Day, o să zic că, băi, femeia asta ori pe invers, ori are un băiat care poartă ruj, efectiv. Sau poate nebună la cap și n-are iubit. Ready, let's go! Ok, deci partea bună, după cum am spus, era că gen, efectiv, magazinul este lângă mine. Și uitați, aici e. Ok, deci avem aici Leonidasul, la care nu cred că o să putem să filmăm, dar ca idee avem ciocolățelile alea de Valentine's Day și o să intrăm să vedem care este faza cu ele. Ok, deci din nefericire, cei de la Leonidas nu ne lasă să filmăm produsele. Este, nu este nicio problemă, avem totuși punguța și am luat și ciocolățelile pe care o să le deschidem și o să le gustăm când ajungem acasă. Acum, următorul nostru traseu este să luăm un trandafir, pentru că gen, nu cred că merită acum să cumpărăm un buchet de flori pentru acest vlog, sincer. Și din câte știu, este în traseul meu o florărie, așa că hai să vedem și ce flori sunt pe acolo. Să-ți lasă un trandafir alb, te rog să fii... Și chiar sper să fie trandafira, pentru că eu sunt fan trandafir alb. Efectiv, m-am ajuns mai repede acasă. O să-mi las asta, brățașe. Și ce să iau? Portofelul. Că ce naiba? La ce m-am gândit când am zis că mă duc la florărie? Că la florărie nu e cu cardul, special astea de cartier. So, hai să încercăm încă o dată. Nu vine să plâng. Am numai 10 lei cash. Că eu țin banii numai pe card. Și acum când vreau să-mi iau și eu un trandafir, 100% o să fie 15 lei, nu 10 lei. Nu mai duc, bă, că n-am cash. De unde să mă... Și mă duc pe stradă și întreb: hei, bună, dă și mie revolutul tău, că îți dau înapoi. Mă duc așa la oameni și zic: știm, am și eu nevoie de cash. Vă dau și eu așa, gen pe Revolut. Aveți Revolut? Că vă dau pe Revolut. Dacă nu, aia e. Cum
să fac așa ceva. Sau, actually, Well, ce să facem, ce să facem? Eu nu am mașină, Bob nu are mașină, nici picioare, așa că nu o să putem să mergem la o altă florărie la care pot să plătesc cu cardul. Însă, nu este nicio problemă. Partea bună este că avem ciocolățările noastre, hop și așa, lucrădat. Și, pe lângă chestia asta, mai avem o băutură foarte, foarte bună, pentru că, pe lângă că este sănătoasă, este și delicioasă. Și aceasta este sucul meu medicinal, pentru că sunt răcită și nu pot să beau alcool. Deci nu o să putem să ne luxurim cu un vin și nici nu pot să beau mai mult de un paharel de genul ăsta pe zi, gen. Așa că nu este nicio problemă, ne limităm la ce avem, ok? Și ne bucurăm de această seară extraordinară. Nu e așa, Bob? Eu zic că Bob este de acord cu ce spunem și noi. Da, foarte bun. So, hai să deschidem aici cu muza. Leonidas. Am luat această cutiuță de inimioare și la propriu gen are ciocolățele în formă de inimioare. Oh, ce drăguț este unul! Tocătea. Oh, that's very cute! It's super cute! Sunt și roz. Ok, hai să le luăm pe astea odată pe astea roz. Bob, dorești? Bob, nu dorești. Și aici avem această inimioare extraordinar de drăguță roz. Hai să o degustăm. E ciocolată cu mentă. Hai să o gustăm și pe aceasta albastră, pentru că dacă am luat-o și pe aia, nu o să luăm și pe asta albastră. Doamne, ce bune sunt! Oh my god! Nu-mi dă seama cu ce e asta. Dar e foarte bun. Ce nu scrie? Dar oh my god! Super good! Sau aici la fel și nu dau seama eu. E foarte posibil și acest lucru. Deci am luat-o pe aia roz. Am luat-o pe asta roz. Și este una mai mov. Așa că să-mi încercăm și pe asta mova. Cu ce a fructe. Flashback. Oh my god, Bob. Doamne, iubire, doamne, baby. Nu pot să cred, mi-ai făcut cadou de Valentine's Day ciocolata asta. Oh my gosh, mai este și în formă de inimioară. Ce dulce, doamne. Oh, baby. Dar de ce mi le-ai adus când tu ai? Uite că e și albastră. Unde-i să le-ai roză? Mi-ai adus o roză? O să vezi acum ce îți dau. Nu este nicio problemă, iubirea mea, adică apreciez faptul că chiar dacă sunt răsturnate, sunt inimioare, adică pentru iubirea noastră. Doamne, baby, ia, vrei și tu de asta? Nu, că ți-ai dau pe asta neagră. Da, da. Ia aici. Glumesc, chat. Băi, ia seama că nu o să chinui bărbat în halul ăsta. Nu chinui mai rău. End of flashback. Mă, nu mă așteptam să zicem. Fii atât de bune. Încă nu costă aici, gen, după banii mai slăbuțe. Pentru că adevărul este că astea a fost cele mai ieftine ca și cutii. Adică mai erau și alte bomboane care erau gen numai într-o cutiuță gen atât de micuță, formă de inimioară, dar gen erau super micuțe, cât palma mea sau gen atâta. Și alea erau gen vreo 30, cam așa, 40 ceva. Și am luat ca și cutii, că am zis că băi vreau o cutie de Valentine's Day, dar ăsta e spiritul, știu? Și am luat pe astea care au fost gen cele mai ieftine din partea cutiilor, care au fost din vreo 84 de lei. Și odată trecut am crezut că scrie 34 de lei, dar aparent erau 84, dar nu este nicio problemă. Iar ca și flori, nu o să avem flori. O să mirosim noi la flori. Ce și ne mai lipsește acum? Ne lipsește să mâncăm. Oh, și știi ce ne trebuie? Trebuie sushi. Ne trebuie sushi pentru că eu când sunt, deci doamne, deci asta ar cred că ar fi cel mai mare cadou al meu, pur și simplu. Dacă eu aș fi împreună cu ceva și ai cel băiat, mi-ar duce odată un buchinit trandafiri albi. Pa! Doamne, ce nebunez mai când mă gândesc la ei. Așa, și mi-ar așa facem comandă împreună, că nu e mai eu nu-i numai pentru femeie, este pentru amândoi. Și-am comandat împreună niște sushi. Pai, doamne, deci nu mai pot, deci l-aș fi pierd ultimul hal. Păi, oricum iubești omul, nu trebuie neapărat să-ți fac cadouri pentru așa ceva. Dar, again, pentru spirit, pentru plăcerile tale, că a văzut ce-ți place și toate astea, pa, să mâncăm sushi. Așa că, ca să fie gen ziua zi și eveniment, o să comandăm acum sushi-ul, ca să fie totul perfecto. Ok, deci mă uitam acum pe Glovo și am văzut că există special setarea de Valentine's Day în care gen poți să comanzi gen dulciuri, prin chestia asta să comanzi flori. Gen, efectiv, văd așa unul care pur și simplu a uitat de aniversare, gen a uitat de evenimentul ăsta de Valentine's Day și zice, bă, am uitat să-i fac cadou, dar nu mă duc eu acum să iau o flare, nu.
hai că fac comandă repede ca să fie totul bine. Dar scumpe dragi, ce what the fuck, un buchet de 700 de lei și cu 700 de lei, să-mi bag piciorul cu 700 de lei, ții un buchet și mai mare decât buchetul ăla, adică dă-o încolo de treabă, mai bine te duci la o florărie de asta de la Cartier și e rezolvat. Damn, that's crazy, ce au început să facă ăștia de la Globo, nu mă gândesc. Și au găsit oamenii leneși. Duceți-vă bă și faceți piciorul gros, eu l-am făcut până acum. Bun, deci mi-a ajuns și sushi-ul, așa că, dragul meu iubit, Doamne, deci nu pot să cred, dragule, bunii mi-ai adus sushi, Doamne, deci nu pot să cred, iubit, Doamne, deci n-ai idee cât de mult mi-am dorit sushi-ul ăsta, mamă, și ce delicios pare, tu nu vrei? Nu? Îmi lași mie? No, God, please, no! Oh my God, ce dulce ești, iubire, și puțin din sosul ăsta, nu vrei deloc? Îmi lași mie? Doamne, babe, știi cât de mult mi-am dorit să mănânc sushi astăzi? Mă fac să plâng! Te iubesc! Hai, bebe, ia zipă! Zi A! Ok. Nu vrea, mă. Mă, sincer, am avut o relație cu un băiat care știa că eu mănânc sushi. Nu era ziua de Valentine's Day, dar cred că era gen ziua mea sau era o zi în care gen aveam menstruație. Pentru că aminte că eram supărat, bă, și am venit la un moment dat, mi-a adus o pungă de chipsuri, mi-a adus o pungă de ciocolată, bă, și a făcut comandă de sushi, bă. Foarte frumos din partea lui, nu că n-ai. Nu știu, băi, dar eu am pățit oricum să nu meargă mie relațiile, oricât aș vrea eu să meargă, nu merge. De ce? Pentru că sunt o fire foarte complexă. Mi-am creat niște baraje. Și din cauza barajelor ăsta, greu las pe cineva să mi intre în viață. Plâng chestia asta, nu am 100% încredere. Iar din cauza asta, pentru că nu am 100% încredere, ajung să nu mai am nici iubirea aia pe care am avut-o acum, nu știu, 2 ani, spre exemplu. E foarte interesantă chestia asta cu iubirea. Și pe lângă chestia asta, în perioada asta, în 2024, și în 2023, și în 2022, nu vă imaginați, toată povestea asta cu iubirea este interpretată cum vrea de fiecare în parte. Adică, unul dacă aude că, bă, vreau să ne mutăm, ăla fuge. Altul dacă zice că, bă, vreau să fie iubită de un bărbat healthy. Vreau să fiu iubită de unul care să știu că, băi, dacă eu, spre exemplu, sunt în sarcină, nu mor de foame cu tine. Și na, gen, în generația asta, nu mai există relații de astea așa de interesante și de deep cum erau, spre exemplu, în trecut cu părinții noștri. Complicat. Dar, important este să vă iubiți pe voi, pentru că degeaba iubiți o persoană dacă nu vă iubiți în primul rând pe voi. Pentru că voi trebuie să știți ce meritați, cât respect aveți nevoie și ce aveți nevoie, în primul rând. Trebuie să stați singur cu voi o perioadă ca să realizați ce e bine și ce este rău pentru voi. Și de asemenea, viața oricum o să vă lase singuri la un moment dat. Așa că trebuie oricum să fii 100% sigur că te poți descurca și te poți iubi pe tine însuți. Așa că, sincer, dacă aveam gen vreo 18 ani acum, n-aveam relație și era Valentine's Day și aproape mă duceam, stăteam în cameră și am tristă că, bă, dar de ce n-am relație, că vreau relație, ca să facă și mie cadouri, să stăm împreună, să ne iubim, să la la la. Aha. Și uite, acum gen mă bucur de această zi de Valentine's Day cu Bob și cu sushi-ul meu. Am mâncat și ciocolată, am mâncat și sushi. Avea să mai bună, tot nu cred că am. Așa că, Bob, părerea ta care este? Mi se pare că este o părere foarte bună, draga mea. Nu am nimic de spus împotrivă. Inteligenta mea, prințesa mea. Te iubesc atât de tare. Ai dreptate, fiecare trebuie să iubească. Și, sincer, eu nu mă iubesc foarte tare, așa că o să te despărțim. Deci, cum ziceam, trebuie să vă iubiți pe voi însuși. Și să vedeți ce doriți de la viață. În momentul de față, cred că-s bine. Așa că spuneți-mi acum în comentarii cum vă petreceți acum Valentine's Day-ul, dacă vi-l petreceți singuri sau împreună cu partenerul vostru sau partenera voastră și să-mi spuneți și mie ce activități ați făcut, că poate anul viitor o să dați și idei celorlalți de ce activități să facă împreună cu cuplurile lor. Așa că eu v-am pupat, v-am lăsat și v-am devorat. Iubiți-vă nebunilor că eu vă iubesc! Tot dacă nu am antidot, nopții știi că nu-s loc. Nu cred în zodii, decât dacă vorbim cu scop.